Ce sfaturi le dai celor ce năzuiesc să se împlinească duhovnicește, dar răzbesc greu în lumea asta plină de tot felul de ispite? Să se străduiască, căci până la urmă fiecare om va ajunge să se lămurească, să-și deslușească rostul și celul vieții. Albert Einstein, un om de știință atât de cunoscut, contemporan cu noi, a fost întrebat de un tânăr: Care-i rostul vieții? Iar Einstein i-a răspuns: A avea răspuns la întrebarea asta înseamnă a fi om religios. Știința pe care o învățăm în școli și facultăți ne va da un răspuns la întrebarea cum să trăim, cum să producem, cum să împărțim, cum să ne hrănim, cum să ne lecuim. Dar țelul vieții noastre ne rămâne necunoscut. Iar tânărul a continuat nu cumva ne-ar fi fost mai bine dacă nici nu ne mai puneam întrebarea aceasta? Căci dacă există un cel, înseamnă că există și cineva care să-l fi pus. Că nu noi l-am pus, asta e clar, pentru că dacă l-am fi pus noi, deja l-am fi cunoscut. Iată, până la urmă există plante și animale apărute cu milioane și miliarde de ani înaintea oamenilor, care nu-și pun nicio întrebare despre rostul și celul vieții. Simplu, ele se mulțumesc cu faptul că există. Dar dacă ar fi avut ele pe care o avem noi, oare s-ar fi mulțumit doar cu simplul fapt că există? Răspunsul e de la sine înțeles. Iar noi, odată ce ne vom lămuri întrebarea despre țel, să știm că orice altă întrebare va fi mai ușor de rezolvat. Când Sfântului Vasile cel Mare i-a fost pus aceeași întrebare, a răspuns, Răspunsul l-au dat și vechii filozofi greci, dar n-au fost toți într-un cuget. Unii au socotit că țelul vieții este petrecerea în plăceri. Mănâncă, bea, simte-te bine. Alții că țelul vieții e strângerea bogățiilor. Alții că țelul vieții e dobândirea slavei în știință, artă sau sport. Unii au spus că țelul e dobândirea puterii și a celor oferite de putere. Și tot așa. Iar noi socotim că țelul vieții noastre este a dobândi fericirea, începând din această lume și urmând în cea fără de moarte. Fericirea, de bună seamă, nu înseamnă noroc. Norocul nu depinde de noi, pe când fericirea doar de noi depinde. Fericirea o putem dobândi în orice împrejurare. Un cuvânt despre asta are Sfântul Ioan Gură de Aur, care a trăit tot în vremea Sfântului Vasile cel Mare. El a fost episcop, iar pe atunci împăratul și împărăteasa din Constantinopol erau eretici arienii. Credeau că Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci prima creatură a lui Dumnezeu și numai în acest fel se putea numi Fiul al lui Dumnezeu. Această învățătură a fost condamnată la primul sinod ecumenic de la Nicea, dar împăratul și împărăteasa au rămas și după aceea în rătăcire. Sfântul Ioan a cuvântat împotriva acestei erezii, iar împăratul și împărătea sa s-au simțit atinși. Atunci împăratul i-a chemat pe sfetnicii săi și le-a spus, Cred că episcopul ăsta Ioan nu știe cine e el sau cine s eu. Ce să-i facem ca să-și revină în fire? Unul din sfetnici i-a zis, Stăpâne, aruncă-l în temniță și acolo poate să vorbească ceva pofti. Altul, exilați și între hazari poate să vorbească ce va voi. Al treilea, să îi se taie capul. Capul tăiat nu mai trâncănește. Al patrulea, luați-i moșiile și își va veni în fire. Dar cel la al cărui sfat împăratul ținea cel mai mult tăcea. Tu ce zici? îl întrebă împăratul. Stăpâne, toate sfaturile astea nimic nu prețuiesc. Eu îl cunosc pe acest om, dacă îl arunci în temniță, îndată ce va călca acolo, va săruta porțile și va zice, Doamne, pentru tine mă aflu aici. Dacă îl surghiunești, va săruta pământul străin și va spune, Doamne, Tu ești pretutindenea, Tu ești și aici. Tu știi că pentru tine sunt eu aici. Dacă îi vei lua moșiile, în van va fi, oricum nu sale lui, ci ale bisericii. Prin moșiile astea îi miluiește pe cei săraci, și, luându-i-le, te vei împovăra tu, împărate, cu grija lor. Și cine oare îi va putea mulțumi pe săraci? de vei tăia capul, va zice, Doamne, capul meu pleacă viu în mâinile tale, Dumnezeule cel viu. Atunci împăratul l-a întrebat, Așa zici că n-avem nicio putere să-l biruim? Sfetnicul i-a răspuns, Avem numai o cale ca să-l biruim. Eu îl știu bine pe omul ăsta, el nu se teme de nimic afară de păcat. Dacă vei putea, stăpâne, să-l îndupleci a păcătui, cu asta-l vei birui. Împăratul a oftat zicând, Ehei, nu-i nimeni pe lumea asta ca să-l poată îndupleca pe Ioan să păcătuiască. Iată un sfat bun pe care și noi să-l urmăm. Nu trebuie să ne temem de nimic în afară de păcat, pentru că numai păcatul ne îndepărtează de Domnul și aduce tulburare Sufletului nostru. Iar când vom avea pace și în Suflet, cu această pace vom trăi și în familie, și în lume, și atunci nu ne vom mai teme de nimic.